Bun, haide să ne punem centura și ne pregătim de vlog, bineînțeles. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Știu că așteptați acest videoclip de foarte, foarte mult timp, atât formatul videoclipului, cât și videoclipul în sine, cu ce voi spune. Fiindcă știu că vă doriți de foarte mult timp să filmez un POV, nu am mai apucat să filmez niciun POV cu această mașină, dar iată că a venit momentul, fix acum, pe ultima 100 de metri. În momentul în care te gândești să-ți achiziționezi o nouă mașină, apar diferite semne de întrebare. Oare a avut kilometri dați înapoi? Oare a avut un accident? Cum pot afla asta? Ei bine, iată cum. Folosind platforma Car Vertical poți vedea istoricul detaliat al unei mașini. Ba mai mult, folosește primul link din descrierea acestui clip și beneficiezi de 20% reducere la raportul Car Vertical. Da, ați auzit bine, de data aceasta puteți beneficia de o reducere de 20% la raportul Car Vertical. Din păcate, mulți vânzători ascund trecutul mașinilor, de asta este bine să verifici mașina dorită înainte de a o achiziționa. Folosind un raport Car Vertical, mașina este verificată în peste 25 de țări, astfel poți vedea dacă a suferit daune, dacă a avut kilometri dați înapoi, a fost folosită pe post de taxi sau chiar dacă a fost furată. Pe lângă asta, în funcție de informații, poți vedea chiar și poze cu daunele suferite. Totodată, după caz, putem vedea cu aproximație și prețul reparației. Pentru a evita o eventuală țeapă, îți recomand să verifici mașina dorită prin Car Vertical. Nu uita, folosește primul link din descrierea acestui clip pentru a beneficia de 20% reducere la raportul Car Vertical. Deci dacă aveai o mașină pe listă și doreai să o verifici, acum este șansa ta să beneficiezi de reducere. Ultimele momente petrecute cu mașina. Haide să filmăm cât putem cu ea, cât o mai avem, fiindcă urmează să fie pusă la vânzare. Bine, mașina practic este la vânzare, doar că nu am apucat să fac pozele pentru anunț și să formulez anunțul. Cred că sunt pe puțin 2 săptămâni de când zic că azi fac pozele, azi pun anunțul, dar ori nu apuc să-i fac pozele fiindcă se întunecă, ori plouă, ori ceva se întâmplă, dar nu reușesc să-i fac pozele niciodată când îmi propun. Sper din tot sufletul să reușesc astăzi. Dacă nu reușesc, zilele acestea 100% va apărea, fiindcă oricum mergem la Sibiu, filmăm clipul noii piese și nu mă va lăsa Edi să plec până nu facem pozele de vânzare. Știe că uit de fiecare dată și ultima dată când am fost în Sibiu, duminică, m-a rugat să facem pozele, dar era mașina foarte, foarte murdară, fiindcă filmasem cu ea, plouase, era foarte murdară și am zis, nu, lasă. Dacă nu-i fac eu săptămâna asta, dacă nu apuc, îi facem la filmări, vineri, sâmbătă. Dar până în alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Da, v-ați dorit foarte mult acest videoclip, vă plac point of view-urile. A venit momentul să filmez încă unul în care vom povesti diferite chestii, tot parcursul mașinii, ce planuri avem cu ea și pe viitor. Bine, cu ea știm ce planuri avem, va ieși la vânzare. Totodată nu uita să intrați și pe canalul secundar unde postez diverse vloguri, tot ce îmi vine în minte să filmez, acolo postez, de la daily vlog, travel vlog, challenge-uri și așa mai departe. Am început să postez destul de des daily vloguri. Am văzut că vă plac, am văzut că avem o creștere în vizualizări și acolo avansăm ușor ușor, deci este foarte bine și vă mulțumesc foarte mult pe această cale. Vă aștept și acolo cu un subscribe. Aveți canalul secundar în descriere. Bineînțeles, nu uitați și de clopoțel valabil pentru ambele canale pentru a fi sigur că nu ratați niciun videoclip postat pe YouTube. Da, ce să mai, mașina este în stadiul final, așa cum v-am spus. A fost un parcurs frumos, ne-am distrat cu mașina, a fost o perioadă frumoasă, chiar dacă a fost destul de scurtă, v-am spus, este un proiect, a fost de fapt un proiect de vară, un proiect scurt, nu era neapărat în plan să cumpăr această mașină, de fapt nici nu m-aș fi gândit că îmi cumpăr această mașină, efectiv a fost ceva pe moment, mi-a plăcut mașina. Bine, v-am spus, eu am cumpărat mașina pentru pachetul original M3, fiindcă acesta schimbă mașina. Dacă ar fi fost cu pachetul de serie, cel mai probabil, de fapt, 100% nu aș fi cumpărat mașina. Și alt factor care m-a făcut să iau mașina a fost faptul că avea puțin kilometri, adică avea 163.000 de kilometri pentru o mașină din 2008. Eu zic că nu este mult, chiar nu este mult deloc și da, sunt 100% reali. A fost așa o întoarcere în timp, la vremea cu E60-ul, fiindcă îți oferă oarecum același feeling, fiind o mașină din ani similari. Nu este un secret că BMW-ul, cel puțin până în, nu știu, 2010-2011, maxim, are un feeling aparte, adică se simte într-un anume fel, are un miros anume când intri în mașină. Pe urmă, la modelele mai noi, se modernizează toată treaba, dar în continuare
ai un feeling aparte de BMW. Da, prima dată când m-am urcat în această mașină în Germania, când am cumpărat-o, am avut direct senzația de E60. Când m-am urcat, am simțit mirosul acesta de BMW din anii aceștia și m-a reîntors direct în timp, la momentul în care aveam E60-ul. 6 ani, 7 ani, nu știu, 6 ani cred că sunt, ceva de genul, de când am luat E60-ul. Mașina aceasta, la anii ei, nu are niciun greier, nu se aude absolut niciun scârțit, probabil se aude o vibrație, nu știu dacă se aude pe video, este o vibrație oarecum din cauza evacuării. Când își face evacuarea o anumită rezonanță, produce niște vibrații și se aude un plastic din spate, dar vorbesc strict de greier, nu o să auzi plastic în mașina asta scârțind pe nicăieri. Și gândiți-vă că sunt multe elemente desfăcute de către mine, știți videoclipurile. Adică am schimbat LED-urile, am desfăcut fețele de ușă, într-adevăr totul făcut exact cum trebuie și nu se aude niciun greier în mașină, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Aș vrea să spuneți cum vi se pare volanul din acest unghi, dintr-un point of view, fiindcă este prima dată când îl vedeți așa, în timp ce conduc mașina, și eu zic că arată foarte, foarte bine. Bine, se simte și foarte bine. Salut, salut! Piele perforată în laterale, piele în apa sus-jos, de calitate premium, toate materialele premium. Și acest joystick care a schimbat complet interiorul mașinii. Aici este praf, în cazul în care vă întrebați, nu știu dacă se vede pe video. În realitate se vede ca și cum ar fi zgâriată, dar de fapt este praf. Ieri am scos mașina de la spălătorie, dar se pare că s-a pus din nou praful. Imediat o să auzim mașina, fiindcă știu că asta vă doriți. Așa cum am spus, ne-am distrat cu această mașină, avem amintiri frumoase. 7 luni cât a stat la noi, ne-am distrat cu ea. Chiar dacă nu a avut și nu are puterea pe care o aveam de obicei și cu care sunt obișnuit, chiar nu a fost deloc o mașină rea. Chiar mi-a adus plăcere, mi-a adus bucurie. Cel puțin prin sunetul evacuării m-a cucerit această mașină. A compensat toată puterea ce îmi lipsea. Bine, eu acum vorbesc din punctul meu de vedere. Pentru un om normal, am spus-o și o mai spun, este o mașină foarte puternică. Adică o mașină care are aproape 300 de cai, aspirat, benzină. Este o mașină foarte puternică. Eu vorbesc strict din punctul meu de vedere. Ca fiabilitate, nu am avut nicio problemă. Bine, voi știți asta, nu am avut absolut nicio problemă. Mașina s-a comportat exemplar. Atât partea de motor, atât articulații. Aici am schimbat flanșele de la cardan și rulmentul, care sunt oricum niște consumabile și dacă mergi mai agresiv, inevitabil să nu le schimbi la un interval de kilometri. Garnitura de la capacul culbutor, care la fel pot spune că este o consumabilă, este o bubă de-a lor care apare la un anumit interval de kilometri sau timp de exploatare, fiindcă sunt niște temperaturi foarte mari acolo. Acea garnitură fiind din cauciuc, de la temperaturile acelea se întărește, devine casantă, apar microfisuri în ea și nu mai etanșează. Acela este motivul pentru care, dacă nu o schimbi, vei avea mici scurgeri de ulei. Nu este un secret faptul că la anumite mașini, din cauza temperaturilor, se deformează și capacul în sine și atunci trebuie schimbată garnitura cu tot cu capac, fiindcă nu ai cum, chiar dacă îi schimbi garnitura nouă, s-ar putea să pierzi mai mult ulei. Deci, în cazul în care aveți această problemă, aveți scurgeri de ulei pe la capac și desfaceți capacul, mare grijă să verificați și capacul prima dată dacă este deformat, fiindcă dacă îi schimbați doar garnitura, iar capacul este deformat, s-ar putea să piardă mai mult ulei. În acel moment trebuie schimbat capacul cu totul. Nu este o avere, nu știu cât este la modelul acesta, probabil este undeva la 1000-1500 de lei, dar altă variantă nu ai. Eu nu am avut capacul deformat, la mine a fost, bine, de fapt nu a fost cazul de scurgere de ulei, doar că am schimbat-o preventiv. La seria 6 aveam mici picături de ulei și vorbim de o mașină de 70.000 de kilometri, o mașină relativ nouă. Da, ia spuneți cum se văd ceasurile. Nu știu dacă se văd din acest unghi, trebuie să cobor eu puțin așa, sper că se văd. Cu acele mici display-uri albastre, cu afișaj alb, bine, acum este zi, nu se vede lumina ceasurilor, se văd doar acele mici display-uri. Pe partea de consum, dacă vă întrebați cât consumă un aspirat, ei bine, da, în anumite momente poate consuma destul de mult. Dar sunt anumite momente în care îl pot compara cu ușurință cu seria 6, acela fiind un model turbo mult mai nou. Ideea e că cine cumpără această mașină nu se uită la consum, o cumpără pentru ce este. Oricum am așa o impresie că cine va cumpăra această mașină nu o va cumpăra ca mașină principală, daily. O va cumpăra ca o mașină așa de plăcere pe care o va folosi la un anumit timp, weekend, când e frumos afară, nu o va folosi daily. Am eu așa un feeling, să vedem dacă așa va fi. Bine, acum nu este încinsă.
deci are răspunsul ăsta instant. Mamă, dar ce își face un eco pe aici. Bine, avem și alt soft de atunci, softul final. Este foarte low. Wow, ce patinează. Cine o cumpără cu gânduri d-astea, dacă vrei, face și d-astea. Bun, păi în momentul acesta vom coborâ să tragem niște cadre din exterior cu mașina. O lăsăm pornită, bineînțeles că am mers puțin agresiv cu ea, puțin. Și ne continuăm drumul, ne întoarcem în oraș. Mamă, ce miroase a cauciuc. Bine arată. De sincer, la cum am făcut să arate mașina în prezent, chiar îmi pare rău pe de o parte de ea. Chiar sper să aibă grijă cine o va cumpăra. Iar acum ne întoarcem. Centurica, bineînțeles.
În concluzie, cam asta a fost mașina. Nu știu ce vă pot arăta mai mult, spune mai mult. Ați auzit-o, ați văzut cum merge, ați văzut toate modificările. V-am povestit despre toate modificările pe care le-am făcut. Cam acesta a fost proiectul. Scurt, de vreo 7 luni, ceva de genul. Dar pot spune că a meritat și nu regret niciun moment că am ales această mașină. La momentul de față chiar îmi pare rău oarecum că o vând, fiindcă am făcut-o să arate foarte bine în prezent. Îmi place foarte mult, sunt mândru de mine, sincer să fiu. Adică am demonstrat că pot face ceva special și dintr-o mașină mai ieftină, nu neapărat o mașină de o sumă anume, cum erau cele din trecut. Mi-a dat multe bătăi de cap această mașină cu anumite modificări, cum ar fi schimbătorul acesta și altele pe care le-ați văzut prin videoclipuri, dar a meritat totul. Sunt mândru de cum a ieșit mașina. Chiar arată exact cum trebuie în acest moment și sper că cine o va cumpăra o va aprecia și va avea grijă în continuare de ea. Pe lângă asta, faptul că mașina este cabrio a fost ceva nou pentru mine, fiindcă nu am avut nicio mașină cabrio până acum. Și pot spune că nu este rea. Adică îmi place vara, dar atât, fiindcă în rest nu ai cum să mergi cu ea decapotată. Și dezavantajul cel mai mare la o mașină cabrio este că are câteva kilograme, câteva mai multe kilograme în plus, mai exact undeva la 200 de kilograme în plus față de un model coupé, ceea ce pentru mine este un mare dezavantaj. Știți și voi, o mașină mai grea automat nu va fi atât de performantă precum o mașină mai ușoară, este logic. La caii pe care are mașina, plus toate modificările pe care le-am adus, aproape de 300 de cai, opa, sunt 3 grade, mă atenționează, o chestie tipică. La toate modificările pe care le-am adus, mașina are undeva la 290 de cai, aș estima, nu am apucat să o pun pe dyno, dar acolo estimăm că are. Oricum, un lucru este clar, 100% are mai mult decât avea stoc, asta este logic, fiindcă am umblat la ea, i-am făcut tot ce se putea face în mod safe pentru a crește puterea. Dar se simte, chiar se simte bine surplusul acela de putere. Repet, la caii pe care are mașina acum, dacă era coupé, era total altă treabă. Adică se simțea într-un mare fel mașina, vedea o mare diferență. Chiar eram curios să mă urc într-un model exact ca acesta, identic, dar coupé, să văd diferența, cum se simt acei cai pe un model mai ușor. Mâine și poimâine, adică vineri, sâmbătă, mergem la Sibiu, avem de filmat clipul noi piese, ce va apărea pe 31 decembrie, o piesă de final de an, care sper că vă va plăcea foarte mult din punctul meu de vedere și din punctul oricărei persoane care a ascultat-o. Este cea mai bună piesa mea de până acum și îmi place unde văd progrese și avansez ușor, ușor către ce îmi doresc. Exact cum a fost și treaba cu mașinile. Am plecat de la 1.60, am ajuns la seria 6. Într-adevăr, am ajuns la un seria 3, că încă mă întreabă lume de ce de la seria 6 la seria 3. În primul rând, nu văd care ar fi problema. Poate mie îmi place extrem de mult modelul acesta. Lăsăm la o parte povestea cu M4, ce s-a întâmplat. În fine, poate mie îmi plăcea modelul acesta și am vrut eu să-l cumpăr neapărat. Nu văd unde ar fi fost problema. Și au fost oameni care au gândit cum trebuie și au spus acest lucru. Bă, poate omului chiar îi plăcea mașina asta. În fine, nu a fost acesta motivul. Am dat un exemplu. Motivul majoritatea îl știți. Sunt în judecată cu respectiva persoană. Să sperăm că se va rezolva anul ce vine, fiindcă acum este decembrie. Într-un final oricum se va face dreptate, dar este o chestiune de timp. Până se face dreptate, noi ne facem treaba în continuare și avansăm din ce în ce mai mult până ajungem la ce ne dorim. Nu am mai discutat în ultima perioadă despre acest subiect. Am văzut că lumea încă mă întreabă ce s-a mai întâmplat, care treaba. Nu am vrut să mai discut nimic până nu am ceva concret sau efectiv până când se rezolvă situația. Nu am mai dat foarte mare importanță, am lăsat lucrurile să decurgă, legea să-și facă treaba, se va face dreptate într-un final. 100% se va face dreptate într-un final, doar că este o chestiune de timp. Iar eu am decis să nu mă mai stresez pe această parte, fiindcă asta este, fiecare și-a odată o lovitură în viață, care te face să gândești totul mult mai în detaliu și care te face să fii un om mult mai atent pe viitor. Din orice punct de vedere, mai ales financiar vorbind, fiindcă, să fim sinceri, oricine a ajuns în prezent un om de succes, cel mai probabil a trecut printr-o fază de genul. Nu ai cum să înveți unele chestii până nu treci și până nu pierzi mult. Foarte mult. Bine. Foarte mult. Pentru mine mult. Că știu că sunt persoane care au pierdut în zecit. Chiar în sutit mai mult. Deci
se poate și mai rău. În cazul meu, oricum se va ajunge să se facă dreptate, doar că este o chestiune de timp, iar eu am decis să nu mă mai stresez, să nu mai omor nervii în acea direcție, las lucrurile să decurgă, iar eu îmi văd de treaba mea. Am pierdut aer sănătos să fiu, că oricum chestiile acestea se refac și toate au un scop, adică nu s-a întâmplat așa fără un scop anume. Și unele scopuri au început să apară deja, deci nu vreau să mă mai gândesc în acea direcție. O las, așa a fost să fie. O să ajung oricum să-mi iau și M4, o să ajung să-mi iau și mașini mai scumpe, nu aia problemă. Sănătos să fiu că ajung să le fac și pe acestea. M-am mulțumit enorm de mult cu ce mi-am luat în prezent, fiindcă după o astfel de căzătură, să-i zic așa, problema cea mai mare în această situație a fost că pe mine mă și cunoaște lumea. Pe lângă pierdere în sine, a trebuit să dau și explicații, nu știam cum să o fac, înțelegeți care e situația. Este mai greu când te cunoaște lumea și trebuie să dai mult mai multe explicații în fața tuturor. Fiindcă nu este ceva ce aș fi putut să ascund, bineînțeles că voi așteptați mașina, așteptați să fac content cu noua mașină pe care v-am promis-o. Doar că nu a fost vina mea. Bine, am fost prost, asta a fost vina mea. Și tot ce vă pot spune este că nu vă voi dezamăgi, adică vă voi aduce content într-un fel sau altul, fiindcă asta îmi place mie cel mai mult să fac și asta voi face și în viitor. Ați văzut că indiferent de obstacole, eu am fost aici și am găsit o soluție pentru a fi bine. Hai că am avut așa un moment de filozofie. Pe final de an, dacă nu am vorbit până acum, am spus-o acum. Fiindcă știu că acesta este un videoclip la care se vor uita multe persoane, este un videoclip așteptat, de asta prefer să vă spun aceste lucruri. Poate învățați din greșelile mele, poate vă ajut să evitați asta pe viitor. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun și la care trebuie să aveți foarte mare grijă, oamenii nu sunt așa cum par. Unii oameni, că nu vorbesc acum de toți, doar că unii oameni nu sunt exact așa cum par și nu trebuie să aveți încredere oarbă așa din prima într-o persoană. Nu că din prima, în general nu trebuie să ai încredere oarbă într-o persoană dacă nu o cunoști suficient de bine și dacă nu ai o garanție anume. Eu nu am avut nicio garanție când mi-am cumpărat acea mașină. Am fost prost, nici măcar nu-l cunoșteam personal pe om, să vă spun. Atât de prost am fost. Deci, oarecum mi-a meritat soarta. Ideea este că am fost orbit în acel moment. Puteam să mă duc eu frumos cum am fost și am luat și această mașină, mă urcam în avion, mă duceam acolo, totul frumos. Nu, am decis eu să fiu comod, să stau acasă, să mi-aduc altcineva mașina. Dar fiecare a avut momente de genul și am trecut cu bine peste. Se va face și dreptate, totul va fi bine. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut clipul. Ne-am lungit destul de mult cu el, cred că a ajuns la jumătate de oră. Și da, cine este interesat de mașină, mașina este la vânzare. Dacă este cineva interesat, îmi poate lăsa un mesaj în privat, oricum voi face și anunțul. Ce îl veți găsi în descrierea acestui clip, când va fi formulat, fiindcă văd că se întunecă, nu cred că apuc să-i fac nici astăzi poze. Poate reușesc să-i fac acum pe grabă. Dacă este cineva interesat înainte să pun anunțul, îmi poate lăsa mesaj în privat, pe Instagram cel mai bine, fiindcă au fost și până acum persoane care mi-au lăsat mesaje. Nu uita să folosești primul link din descriere pentru a beneficia de 20% reducere la raportul Car Vertical. Sună foarte bine, nu? Aveți primul link în descriere, îl accesați și aveți 20% reducere la raportul Car Vertical. Totodată nu ezitați să intrați și pe canalul secundar, unde postez diverse videoclipuri de la daily vlog, travel vlog, challenge-uri și așa mai departe. Vă aștept și acolo cu un subscribe, un like și de ce nu și un share. Nu uitați și de clopoțel valabil pentru ambele canale, pentru a fi sigur că nu ratați niciun videoclip postat pe YouTube. Până una alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile, dacă doriți. Noi ne vedem data viitoare. Ciao.